Bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție a concursului Miss Plaja 2008. Iată-ne aici, în locația cu care v-am obișnuit, la Palm Beach, cu ediția 1. Vor fi 12 ediții, vom avea 10 ediții premergătoare și o semifinală și, evident, finala concursului Miss Plaja. Ca de obicei, fete frumoase din toată țara, fiindcă dumneavoastră, pentru a ajunge aici, domnișoarelor, trebuie doar să accesați www.missconcurs.ro, să vă înscrieți și aveți șansa pe care vă oferă acest concurs de a participa la o ediție și, de ce nu, și la semifinală, la finală și poate chiar să câștigați, fiindcă, iată, am deja pentru dumneavoastră premiile care vor fi emanate la sfârșitul concursului. Sunt premii substanțiale, e vorba de locul 2, 2000 de euro, locul 3, trebuia să spun, 2000 de euro, locul 2, 3000 de euro și locul 1, 5000 de euro. Sunt bani pe care îi veți câștiga în urma unor contracte, când veți semna, evident, un contract de exclusivitate cu agenția Luna din Miele. Luna din Miele este agenția din spatele acestui concurs, iar ea este prezidată de domnul Manuel Chermani. Aplauze pentru domnul Manuel Chermani, producător emisiunii Miss Plaja. Bine am găsit. Mulțumim mult de tot că le dați o șansă fetelor. Este singurul concurs din România care, iată, anul acesta face 6 ani. Are 12 ediții în fiecare an, se întinde pe toată perioada verii și oferă o șansă reală fetelor să se afirme din toate domeniile, înălțimile, greutățile. Și orice fete pot participa la concursul nostru. Deci un concurs din Miss Plaja. Da, nu este necesar să aveți 1,80, trebuie doar să aveți o înfățișare plăcută și prietenii să vă spună, haide, du-te, să vă încurajeze, cu alte cuvinte. Domnul Manuel Chermani, noi facem aici o încadratură perfectă pentru Miss Plaja 2007. Este vorba de Giulia Anastase. Haide să aplaudăm pe Giulia. Ea a încasat deja, nu? 5.000 de euro? Evident! Așa, cum a fost anul? Cum ți-a schimbat acest premiu, viața? Dai seama că mi-a schimbat viața în mod radical. În primul rând este vorba despre premiu de 5.000 de euro, apoi am semnat un contract cu agenția Luna din Miele, acum sunt imaginea agenției, au timp fost de 5 ani de zile. Au fost bineînțeles, imediat după concurs activitate? Am fost contactată, bineînțeles. România, străinătate? Da, și în Italia. Da, fiindcă se cunoaște foarte bine că domnul Manuel Chermani este din Italia, cetățean italian, nu? Da. Așa, și desigur deschiderile către Italia, care este țara modei, sau cel puțin pentru România, este primul pas, nu? Și încă o dată vă spuneam, o reală șansă. Eu spun că mai trebuie adăugat doar faptul că avem alături de noi, pe lângă Luna din Miele, firma Pepos și, evident, hotelul de 5 stele Palm Beach, pe a cărui terasă ne aflăm. Și, doamnelor și domnilor, dacă toate lucrurile s-au întâmplat conform celor discutate, eu zic să dăm drum la prima probă. Proba rochilor de seară. Prima concurentă, Ștefania Crăciun, vine din București, are 18 ani și este în zodia Capricornului. Iată un debut perfect, nu s-a împiedicat nimeni, felicitări! Cu numărul 2 în concursul nostru, Marinela Cazan. Ea vine de foarte departe, din Constanța. Noi suntem în Mamaia, asta dacă mai trebuia precizat. Ea are 19 ani și este în zodia Fecioarei. Sper că apreciez că n-am zis că ești fecioară, da? Alina Roxana Bâră, din București. Are 17 ani și este în zodia Berbecului. Uite că ai reușit un mers perfect, chiar dacă rochia, spuneai tu, te incomodează puțin așa la mișcare. Felicitări!
Trecem la concurenta cu numărul 4. Ea vine din București. Numele ei, Marcela Drumea. Are 16 ani și este în zodia Balanței. Cătălina Voicu, numărul 5 în concursul nostru, constanțeancă, zodia ei Scorpion. Și foarte, foarte grăbit așa. Avem timp, lumea vrea să te vadă. Camerele trebuie să panorameze cât mai bine, să ia detalii. Lumea este curioasă pentru ce ați venit voi aici. Gianina Cristea, numărul 6 în concurs, vine din Galați. Are 18 ani și este în zodia Pești. O altă constanțeancă, Eliza Ghiță. Are 17 ani și zodia ei, Gemeni. Iată cine dorește să fie privită, concurenta cu numărul 8, Loredana Andreea Sava, din Galați. Are 20 de ani și este în zodia Vărsători. Cu numărul 9 în concursul nostru, Marinela Gheorghiu. Și ea locuiește aproape de locația de unde filmăm noi, și anume în Constanța. Are 18 ani și este în zodia Racului. Liliana Deju, numărul 10 în concurs, vine din Galați și are 21 de ani. Probabil vă întrebați care este zodia ei, și anume zodia Fecioară. Din București s-a înscris și iată a trecut preselecția concursului Miss Plaja, Ruxandra Pop, numărul 11 în concursul nostru. Are 18 ani și este născută sub semnul Vărsătorului. Daniela Irimia vine din Iași. Iată și o ieșancă. Are 20 de ani, în zodia Leului, sau mai nou a Euro. Și are la mâna dreaptă numărul 12 în concurs. O rochie care se potrivește locației noastre, fiindcă suntem lângă plaje. Această rochie o îmbracă pe Diana Baștura. Este din Constanța, are 16 ani și e în zodia Vărsătorului. Numărul 13 în concurs, dar Diana nu și-a făcut nicio problemă. A spus că nu e bine, nu? Ultima concurentă, numărul 14, Adela Mira, din Constanța. Are 17 ani și este în zodia Balanței. Iată un debut perfect pentru proba rochilor de seară. Totul s-a desfășurat conform planului, iar acum, dumneavoastră acasă, vă rog să aplaudați manejul fetelor. După ce fetele vă vor prezenta toate laturile dumnealor, eu vă invit să urmăriți un material, cum s-au distrat ele, cum s-au pregătit, cum au făcut baie. Vedem, pe parcursul emisiunii avem timp de toate.
Bună, sunt Iulia, câștigătoarea Miss Plaja 2007. Acum ne aflăm din nou pe terasa hotelului Palm Beach. Am venit să le cunoaștem pe fete. Bună! Bună, Iulia! Ce mai faci? Bine, ce să fac? Am venit aici să mă distrez și să cunosc prietene noi. Cum te simți? Cum e atmosfera aici la Miss Plaja? Super! Distracție! Ce să spun, îmi place! Ai ajuns la Miss Plaja? Din prieteni mi-au spus că este un concurs de Miss și să vin să mă prezint. Nu ai urmărit niciodată? Am trecut. Și cum ți s-a părut? Distractiv, adică am văzut fete și fete. Ce crezi că o să câștigi? Mă rog, ce ai vrea să câștigi? Te uiți la poza mea? Vrei să-mi iei locul? Costă undeva e ca asta. La ce vă uitați? La pliante. Cum ți se par pliantele? Foarte bine realizate. Colorate, așa, da, colorate, de vară. Și fata din pliante îți place? Da. Oare cu cine seamănă? Și pe partea asta, tot eu, cu coroniță. Ia să vedem, care dintre voi vrea să-mi ia locul? Eu cu siguranță da. Am să fac tot posibilul să-ți ia. Am în sfârșit o fată ambițioasă. Da, mi se pare normal să-mi doresc să iau ceva, de asta am venit, nu? Deci... Iată-ne alături de juriu, dar până o să vă prezint juriul din această primă ediție, iată ce fluturași puteți primi dacă ajungeți în Mamaia sau chiar pe tot litoralul românesc, desigur și în București. Este vorba de un fluturaș cu câștigătoarea Miss Plaja 2007, cu Iulia, dar pe partea cealaltă, așa cum vedeți și în spatele scenei, o poză de grup, nu? Cu locul 1, 2 și 3 din 2007, desigur și sponsorii noștri, așa cum se face și cum este normal. Doamnelor și domnilor, o să încep de data asta invers. O să încep cu președintele jurului, fiindcă este un domn cu care mă cunosc, pe care îl apreciez foarte mult și pe care vreau să vi-l prezint primul. E vorba de domnul Marun Șarbel. Domnul Șarbel, mulțumim frumos. De mult n-ați mai fost președintele jurului? De mult timp. Din cauza soarelui sau cu treburi? Că am înțeles că acest superb hotel de 5 stele, pe lângă noua achiziție, piscina olimpică, trebuie să se mai ridice puțin, nu? Sau să se mai extindă? Să ne mai extindem puțin, 4 etaje în fața și sperăm 22 de etaje în spate. Ho, serios? Da. Extraordinar. E un proiect mare, ție. E un proiect foarte mare. Da, având în vedere că suntem la 3 metri de plajă și este un view agreabil aici, presupun că totul va fi de la superlativ în sus. Da, de la superlativ în sus, trebuie să fie un standard internațional și trebuie să funcționăm vara și iarna. Ah, exact, asta mai este un lucru de precizat, faptul că hotelul Palm Beach este funcțional și în timpul iernii, având încălzire, ceea ce se întâmplă cam rar pe aici. Și avem o piscină olimpică, avem o școală de not de 160 de copii, plus o echipă care face competiții naționale și internaționale și anul trecut au luat peste 200 de medalii de aur și de argint. Impresionant, foarte frumos.
Mulțumim mult că sprijiniți sportul românesc și având în vedere că veni vorba de sport, haideți să zicem și noi hai România, fiindcă e nevoie. Da, sper că România câștigă anul ăsta. Trebuie să discutăm despre tactică, dacă vreți, fiindcă acum 4 ani Grecia, tot apărându-se beton, a câștigat. Acum, dacă Pițurcă a învățat ceva și se pare că a învățat, o să facem același lucru. Și au jucat foarte frumos și le felicit pentru ce au făcut. Da, cu Franța. Noi înregistrăm, încă n-am văzut meciul cu Italia, doamnelor și domnilor, să nu ne acuzați dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. S-a întâmplat aseară, de fapt, că vineri a fost. Bun, trec acum la domnul Manuel Chermani, fiindcă am vorbit prea puțin la început, Manuel. Dumneavoastră semnați în dreptul producției Miss Plaja. Da. Sunteți de asemenea în spatele agenției Luna di Miele. Da, în lipsă de, cum să spunem, nu spun profesionalitate, că trebuie să muncesc de spate și în fața și alegere, fete și mai departe. Da, noi români avem o vorbă că dacă nu faci tu, cine? Nu, românul vrea să schimbă cadre emisiunea nostru, dar eu insist că facem cum facem în Italia. Atunci e greu că se înțelegem cu mult. Trebuie precizat că în Italia, la RAI, Miss Italia. La Miss Italia, difuzat pe ce? Pe RAI 3? RAI 1. Ah, RAI 1. Ați fost și acolo în spatele concursului. De 6 ani sunteți aici în România. Astăzi avem, anul acesta, avem și o scenă pusă la punct cu valurile mării aproape de noi. Nu că n-ar fi aproape, dar așa, cât să simțiți fetele în costume de baie sau ele să se simtă mai bine. Alte noutăți pentru această ediție? Puțin schimbările și această ediție avem puțin fete, deci în cauza școlii. Da, e normal. E okay. Suntem în iunie, încă nu s-a terminat școala. De obicei concurentele și cele care au acel avânt pe care ni-l dorim noi și acea pornire interioară de a câștiga, de a se afirma, sunt de obicei cele care termină liceul sau care sunt în primii ani de facultate. Oricum, anii, vârsta nu contează. Nu, cel puțin 15-16 ani și până 30, dacă arat bine, nu problem. Deci ați auzit. Vă așteptăm www.missconcurs.ro. Vă înscrieți și ajungeți la acest concurs deja celebru, fiindcă, după cum vă spuneam, este unul dintre cele mai longevive și mai mult este cel care se întinde pe o perioadă foarte, foarte lungă. O avem alături, desigur, după cum ați văzut de la început, pe Giulia Năstase, câștigătoarea concursului, vreau să zic, câștigătoarea concursului Miss Plaja 2007. Acum în juriu, o să fii dură? O să încerc să fiu destul de exigentă cu fetele, deși toate sunt foarte frumoase, o să fie o decizie foarte greu de luat. Tu ce ți-ai dori așa, sau care ar fi criteriile din punctul de vedere a unei femei, fiindcă domnișoare, voi sunteți mai dure așa în apreciere. Presupun că eu și domnișoara o să fim puțin mai exigente decât cei doi domni de lângă noi. Da, de ce așa? Cam la ce te uiți? Ce critici? N-aș vrea să dau niște standarde, pentru că acest concurs nu e un 90-60-90. Depinde mult de atitudine, după părerea mea. Uite, un lucru demn de remarcat. Bun, și nu în ultimul rând, din partea hotelului Palm Beach, domnișoara Farida Baubec. Am pronunțat corect? Da. Pentru prima oară în juriu? Da. Știu că anul trecut nu te-am avut ca jurată, dar anul acesta probabil nu o să fie prima și ultima oară, nu? Să sperăm că nu. Tu cum ești de obicei? Exigentă? Da, destul de exigentă. Da? Presupun că trebuie să fim. Uite, de la Giulia am smuls un criteriu, atitudinea. Vreau să-mi spui și tu unul care, să zicem, e cel mai important pentru tine. La fel, cred, atitudinea. E tot ce contează, da. Bine, mulțumim mult de tot, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, fiindcă în câteva momente va porni către dumneavoastră proba sport, dar până atunci am plăcerea să vă invit să urmăriți ultimul videoclip
al meu, alături de Dea. Este vorba de o piesă cu un mesaj frumos, Come and Love Me, care a beneficiat de niște filmări făcute în Egipt. Savurați peisajele, linia melodică și ne întoarcem aici pe malul Mării Negre. Doamnelor și domnilor, am ajuns la un moment foarte, foarte sexy, fiindcă urmează proba sport. La proba sport, domnul Chermani a colaborat de-a lungul anilor cu diverse firme și a ajuns la concluzia că nu sunt destul de sport fetele și atunci a creat o costumație care dă foarte bine. Asta sper să-mi dați... să-mi dați acordul dumneavoastră odată ce eu voi da startul probei. Pornim! Lăsați-mă să spun două, trei vorbe despre costumații. Ați aflat cine este creatorul. Eu vreau să aduc argumente în favoarea ceea ce am spus adineauri, și anume faptul că o fustă așa scurtă, moda
animatoarelor din cluburi. Face foarte bine, domnișoarelor. Lungește piciorul, nu? Arată mijlocelul. Deci este o creație foarte, foarte bine gândită. Și având în vedere că merge și un pantof cu toc sau sanda înalt așa, totul devine în favoarea dumneavoastră. De aceea cineva acum câțiva ani a și scris o epigramă drăguță. Spunea așa: când le vezi cum și-au bronzat trupul și figurile, cât ai fi de dezbrăcat, te cuprind căldurile. E valabil și pentru noi, pentru cei care stăm și privim această defilare sport. Mă gândeam la costumații și mai mi-a venit un argument în favoarea lor. Gândiți-vă ce ar fi însemnat proba sport în Adidas. Nu mai erați atât de sexy precum cu aceste creații. Și dacă tot vorbim de costumații scurte, vă mai citesc un catren care mie îmi place foarte, foarte mult. O domnișoară de la concursul Miss Plaja de anul trecut i-a scris prietenului: dragul meu, să nu mai vii, prețurile mă neacă, mă sacrific eu, să știi, toată lumea mă dezbracă. Și o să completez din priviri, evident, și de bună voie la Miss Plaja. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul probei sport, o defilare care de asemenea a fost perfectă. Sper că dumneavoastră acasă, stând comod în canapele, aplaudați ceea ce se întâmplă aici la concursul Miss Plaja. Dacă vreți să ajungeți, www.missconcurs.ro este site-ul unde vă puteți înscrie. Acolo ne dați câteva date despre dumneavoastră, o poză și în urma unei preselecții veți fi invitate la acest concurs. Iată, ne ajungi la al șaselea an consecutiv și desigur la prima ediție din acest an. Mulțumim fetelor, felicitări și haideți să mai urmărim un material filmat din cantonamentul lor. Cea mai zâmbăreață fată de pe plajă. Care e motivul fericirii tale? La toate fetele cred că e dragostea, nu? Oh, să înțeleg că ești îndrăgostită? Da. Da. De cine? De prietenul meu normal. Care se numește? Ștefan. Ștefan, ce drăguț. Și câți ani are Ștefan? 18, nu-i prea mare. Cum l-ai cunoscut? Ne poți spune câte ceva? Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, mai exact, dar ne-am împrietenit foarte ușor. Suntem fir care ne atragem. Aveți aceleași pasiuni, hobby-uri comune? La început nu aveam, dar ne-am format unul după celălalt și e foarte bine. Da? Ai dat mintea copiilor? Da, chiar că am dat. Facem un casteluț? Da, facem, două, nu, nu. Ia spune-mi tu mie, la cine te gândești când ești aici pe plajă, o atmosferă romantică? La iubitul meu. La iubitul tău. Da.
Ești o fată care nu stă la plajă. E melancolică. Ce faci aici? Bine, mă gândeam. La cine? Ei, și cu Diago. Haide. E domnul meu, evident. Cum se numește prietenul tău? Dulce, nu? Foarte drăguț nume. Ce naționalitate are? Din Republica Moldova. Interesant. Ai fost acolo? Este foarte frumoasă zona. Am fost, în schimb, am văzut la televizor, e extraordinar de frumos. Într-adevăr, sunt peisaje. Oricum, mi-a promis că o să mă iau o dată, o să mergem. Trebuie să mergem neapărat. E super. Te rog să-mi spui cea mai frumoasă clipă petrecută alături de iubitul tău. Cam toate sunt frumoase. Nu știu dacă stau acum să-mi amintesc. Sunt multe, chiar nu pot să spun. Pentru că mă simt foarte bine în preajma lui. Mă simt foarte bine cu el. Adică ne simțim bine împreună. Evident, ca orice fată, dar totuși nu există o perioadă, o clipă, un moment, o zi deosebită pentru voi doi, care să însemne foarte mult pentru voi. Ceva care mi-a spus prima oară că iubesc. Iată-mă alături de Giulia și de domnul Chermani, evident gata cu toții pentru prima ediție a concursului Miss Plaja, proba costumelor de baie, domnilor. Haideți să-i dăm drumul, în aplauzele noastre de acasă, evident. Iată-o pe Ștefania Crăciun. O să vă spun câteva lucruri despre ea. Este elevă la Liceul Economic Hermes. Uite un nou lucru care a fost inclus aici pe listă. Culoarea preferată. Da, într-adevăr, sunt multe lucruri legate de culori. Culoarea este albastru. Ca hobby, lectura și dormitul? Interesant. Cu numărul 2, Marinela Cazan. Am remarcat aici mâncarea ei preferată, souvlaki. Am întrebat-o ce este, probabil mulți dintre noastre știu. Dacă nu, v-am făcut curios, sper. Își dorește să devină avocat. Mult succes! Alina Roxana Bâră, din București, adoră dansul și basketul. Cea mai mare realizare, a luat o diplomă, locul 2 la dans sportiv în anul 2006. Într-adevăr, frumos! Să vă spun câteva lucruri și despre Marcela Drumea. Își dorește, evident, să ajungă fotomodel, după cum și-a însușit pasul, care este unul caracteristic. Probabil are mari șanse. Ia să vedem ce îi place să mănânce, cașcaval, pane. Foarte bine, bun pentru siluetă. Cătălina Voicu. Culoarea ei preferată, verde. Și iată, își dorește să ajungă jurnalistă. Mai ai până la facultate, poate să-ți schimbi opțiunea. Nu știu dacă e una foarte... Mă rog, e la modă, da? Nu e o viață ușoară pentru un jurnalist în ziua de astăzi. Gianina Cristea, din Galați. Hobby-uri, lectura și rolele. Iar ca mâncare preferată, pizza. Eliza Ghiță, cu numărul 7 în concurs, este elevă la Colegiul Național Pedagogic din Constanța. Hobby-uri, iată, doamnelor și domnilor, în plin campionat european, avem o domnișoară care are ca hobby fotbalul. Sunt curios să joci sau să privești? Să privești. Desigur și modelingul și muzica. Cu numărul 8, Loredana Sava. Să știți că
am rugat-o, zic, nu vrei să schimbi aici la mâncarea preferată ceva? Și zice, nu, îmi plac atât de tare cartofii prăjiți cu pui, încât te rog frumos să spui lucrul ăsta. Nu se vede că mănânci cartofi prăjiți. Felicitări. Culoarea preferată, iată, alb. Interesant. Cea mai mare realizare, și-a obținut permisul de conducere. Marinela Gheorghiu își dorește să devină actriță. Ei, o să fie destul de greu, să știi. Ca hobby-uri, taekwondo și dansuri. Frumos. Cu numărul 10, Liliana Deju își dorește să lucreze în sistemul bancar. Da, frumos. Mănâncă de obicei salată bulgărească, pentru silete, evident, iar culoarea preferată, galbenă. Elevă la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu este Ruxandra Pop, din București. Dorește să ajungă model sau cântăreață. Ce o să ne ofere? Ce cale o să obții mai ușor, nu? Dar pentru ambele trebuie perseverență. Cu numărul 12, Daniela Irimia. Muzica, moda și călătoria sunt hobby-urile ei. Cea mai mare realizare este faptul că a fost selectată la concursul Miss Plaja 2008. Mulțumim, e un compliment pentru noi. Și desigur că a luat carnetul de șofer din prima. Ai stat cu burta pe carte. Diana Baștura. Foarte frumos a scris aici la cea mai mare realizare, și anume faptul că sunt sănătoasă și mă bucur de viață alături de prieteni. Felicitări frumos. Cu numărul 14, Adela Mira își dorește să devină psiholog și adoră dansul, petrecerile și modelingul, evident. Doamnelor și domnilor, proba cea mai fierbinte, proba cea mai frumoasă, proba costumului de baie și cea care caracterizează, evident, concursul de Miss Plaja s-a încheiat. Până juriul va delibera, eu vă ofer câteva minute de vizionare a unui material foarte, foarte drăguț cu fetele atunci când ele s-au pregătit pentru acest concurs. Să intre materialul! Vreau să spun de mult de când te-am văzut că îmi plac foarte mult ochii tăi, niște ochi superbi. Și ai tăi sunt frumoși. Ce te-a determinat să participi la acest concurs? Păi, în primul rând, vreau ceva nou. Și cred că e o experiență grozavă. Învăț multe lucruri, de exemplu cum să merg, cum să mă comport în societate, cum să devin tu. Cum să devin? Da, cum să devin tu. Și de ce nu cunosc prieteni, sunt și pe de treabă și mă înțeleg bine cu ele, nu sunt ficioase. Nu sunt, dar... Da, sunt frumoase toate, o să fie o mare mâine, o mare luptă așa între ele. Toate merită, toate sunt de notă. Prietene și rivale. Prietene și rivale. Păcat că toate merită locul, după părerea mea, dar acum juriul va decide. Da, bineînțeles, juriul are ultimul cuvânt. Spune-mi, prietenul tău a fost de acord ca tu să participi la această emisiune sau este așa puțin gelos? Chiar a insistat, chiar el m-a înscris. Da?
În sfârșit, un băiat care nu este gelos. Felicitări! Aflasem de la o colegă de concursul ăsta. M-am uitat, am văzut-o la televizor, apoi te-am văzut pe tine. Felicitări! Așa. Și prietenul a zis, da, hai, du-te și tu, ce pierzi? Nu pierzi nimic, din contră, câștigi experiență, câștigi o mini-vacanță, să zic așa. Merită să te relaxezi. Și m-am înscris și m-a sunat, am venit și iată-mă aici. Apropo de mini-vacanța despre care vorbeai, cum este hotelul, condițiile, te așteptai la mai mult, la mai puțin? Mă așteptam să fie fix așa cum este. Să zic așa, e tot ok, îmi place, atmosfera super, tot ok, cum mă așteptam. Hotelul Palm Beach își merită titulatura de 5 stele. Merită, tot. Doamnelor și domnilor, revenim pe terasa hotelului Palm Beach. Alături de mine domnul Manuel Chermani, producătorul emisiunii, și Giulia Năstase, Miss Plaja 2007. Suntem gata pentru că jurul a deliberat. Toată lumea este emoționată, astfel încât eu aș zice să trecem direct la premii. Vă reamintesc însă cum arată podiumul la Miss Plaja. Sunt 6 locuri. Cele 6 locuri ajung în finală, în semifinală, pardon, și desigur poate chiar în finală, dar există șanse și pentru celelalte, în cazul în care cumva domnișoarele din celelalte serii nu se prezintă sau aptitudinile lor și look-ul lor este unul care nu le reprezintă tocmai perfect. Astfel încât aveți șanse și celelalte. Oricum rămâneți în baza de date a agenției Luna din Miele și desigur la diverse acțiuni veți fi contactate. Spuneam așa, 6 locuri. Începem cu Miss Bronzata. Să vedem ce fata a stat cel mai mult la soare. Ia să vedem. Tobele bat, emoțiile sunt mari și câștigătoarea Miss Bronzata, concurenta cu numărul 1. Ștefania Crăciun, felicitări, domnul Manuel Chermani. Îi va înmâna atât buchetul cât și... Felicitări. Foarte bine. Giulia, eu zic să trecem la următorul premiu special. Miss Simpatica. Simpatica. Concurenta cu numărul 12. Daniela Irimia din Iași. Felicitări, Daniela. Suntem aproape de locul 3, dar până atunci încă un premiu. Lasă-mă să mai spun un lucru sau ai după aceea. Încă un premiu special, Miss Eleganța. Să vedem care a fost cea mai elegantă dintre fete. Dinu, ce părere ai? Eu trag ochiul în listă. Nu știu, a trebuit să prezint, n-am avut timp să le studiez. Eu zic să sunați dumneavoastră cei de acasă să ne spuneți. Sau pe site, poate au ocazia să voteze și ei. Câștigătoarea titlului Miss Eleganța este concurenta cu numărul 12. Am mai premiat-o odată cu numărul 12. Ea s-a dovedit a fi și cea mai elegantă, deci când câștigă și titlul Miss Eleganța. Felicitări! Ce-a fost drăguț că Daniela se uita în rândul fetelor. Se gândea cine o să apară. Tu ești cu numărul 12. Spuneam că înainte de podium vreau să vă reamintesc ceea ce câștigă fetele la această ediție de preselecție pentru semifinală, sau să zicem la sferturile de finală. E vorba de un book profesional realizat de un fotograf prieten foarte bun cu mine, Dui Onofrei este numele lui, și locul întâi va beneficia de asemenea de un calendar făcut tot de Dui cu sprijinul agenției Luna din Miele și a domnului Chermani. Ajungem pe podium. Giulia, locul 3. Locul 3. Concurenta cu numărul... Ce crezi, Dinu? Dacă e 3, hai să ne gândim. 3 sau 13? Să vedem. Concurenta cu numărul 13. Diana Basturea, din Constanța. Felicitări, Diana.
Iată ce fericită e, mă bucur când văd asemenea manifestare. Nu trebuie să țineți emoțiile în voi. Lăsați-le să curgă către noi, fiindcă atunci când vă bucurați voi, ne bucurăm și noi. Locul 2. Ne apropiem de marele premiu. Până atunci, locul 2. Concurenta cu numărul... Stai puțin. Am zis adinaori 13 și 3. Hai să nu păcălim, nu? Concurenta cu numărul 3. Alina Roxana Bâră. Bâra. Este din București și își dorește să devină jurnalistă. E un prim pas acest premiu. Te așteptăm în semifinală. Nu uitați, spre sfârșitul verii avem două ediții adevărate. Acolo se va vedea. La semifinală și la finală. Doamnelor și domnilor, înainte de locul întâi, permitem să mulțumesc sponsorilor noștri. Luna din Miele, agenția, firma Pepos, care le-a îmbrăcat, sau cum îmi place mie să spun, dezbrăcat pe fete în costumele de baie, și hotelul Palm Beach. Julia, ai ultimul cuvânt? Cred că ar trebui să anunțăm împreună ultimul loc. Primul loc, de fapt, marele premiu, locul întâi, Miss Plaja, locul întâi de la prima ediție, concurenta cu numărul... Doamnelor și domnilor, concurenta cu numărul... 4! Marcela Drumea, din București. Este elevă la Colegiul Tehnic Media, are 16 ani și viitorul în față. Felicitări tuturor concurentelor, rămânem pentru poze și dumneavoastră, dragi telespectatori, o să vă dau întâlnire sâmbăta viitoare pe OTV la aceeași emisiune Miss Plaja, cu care v-ați obișnuit deja vară de vară. Suntem alături de dumneavoastră, vă așteptăm aici pe site-ul www.missconcurs.ro, puteți să vă înscrieți. Numele meu este Dinu Maxer, sunt gazda dumneavoastră de acum încolo pentru 12 ediții. La revedere!